În data de 30 noiembrie 2013, ziua Sfântului Andrei, ocrotitorul României, și de 1 decembrie, ziua Națională a României, toate oficiile poștale și subunitățile poștale subordonate acestora vor fi închise. Ziua de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, este declarată zi de sărbătoare națională ca și ziua de 1 decembrie. În acest sens, salariații noștri, oficiile poștale și subunitățile poștale vor fi închise în ziua de 30 noiembrie ca și ziua de 1 decembrie. Presa și celelalte cotidiene care trebuiau să apară, să fie distribuite în ziua de 30 noiembrie, vor fi distribuite în ziua de 2 decembrie 2013. De asemenea, subunitățile poștale cu activitate de tranzit vor asigura schimburile de expediții poștale planificate, prelucrarea și îndrumarea trimiterilor poștale în timp util și se vor lua toate măsurile pentru protejarea trimiterilor poștale și a valorilor. Directorul Oficiului Județean Poștal Giurgiu vine și cu o veste bună pentru pensionari. Putem spune în avans că Guvernul și Ministerul Muncii a luat măsura ca perioada de achitare a pensiilor și celorlalte drepturi sociale asimilate să se facă în perioada de la 11 decembrie până pe 23 decembrie la domiciliul destinatarului, având în vedere Sfintele Sărbători de Crăciun. Restul pensiilor care, pentru cei care nu vor fi găsiți la domiciliu și vor fi avizați, se va achita în perioada de la 24 decembrie până pe 31 decembrie. În fiecare an se ia decizia distribuirii pensiilor înaintea sărbătorilor de iarnă și asta pentru că în acea perioadă va urma o altă mini-vacanță, iar toate oficiile poștale vor fi din nou închise.